splendid prins în montura șapte coline, cu porțile mereu deschise tuturor, pământeni, călători, dar mai ales celor aflați în pribegii silnice, Iașul, capitala culturii naționale veacuri la rând, a fost comparat cu o sferă umană în care prezența altor etnii irizează, adaugă un plus de frumusețe și valoare. Câtă istorie am parcurs? Spre ce noi orizonturi ne îndreptăm? Sunt întrebări pe care inițiatorul unui nou demers de interes public, Primăria din Iași, împreună cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Asociația Pro-Romă, le-a cuprins în prima copertă a proiectului în cadrul conferinței de la Palatul Roznovanu, în 17 martie anul acesta. Mulțumim că ați venit să participați la deschiderea unui proiect european, axat, așa cum a spus colega mea, pe punerea în valoare a diversității culturale, artistice, a diversității în general a Iașului, în toate punctele de vedere. Finanțat în totalitate printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, proiectul dedicat minorităților etnice este inclus programului european Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural și își propune să absoarbă printr-o arhitectură bogată în manifestări o mare parte a populației eșene și prin extensie mediatică arealul național Europa. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a urmărit prin implicarea în acest proiect să ofere, dacă vreți, expertiza istorică și științifică pe care o deține în cadrul unei cercetări științifice pe care a inițiat-o Primăria Municipiului Iași în cadrul acestui proiect. Așadar, Universitatea, prin specialiștii săi, și-a asumat tocmai această dimensiune de cunoaștere a unui trecut istoric pe care, din păcate, astăzi nu îl putem evalua decât strict din perspectiva a ceea ce a fost. Așadar, Universitatea Alexandru Ioan Cuza va realiza în cadrul acestui proiect o monografie istorică, în cadrul căreia fiecare dintre minoritățile avute în vedere va avea dedicat un spațiu generos. De asemenea, în cadrul Muzeului Universității Alexandru Ioan Cuza, unde ne aflăm aici, va fi organizată o expoziție în cadrul căreia vom ilustra prin text și imagine viața de odinioară în Iașul multicultural. Acest proiect s-a născut nu numai dintr-o nevoie, ci și din faptul că Iașul are un potențial imens cultural. Foarte multe etnii sunt în Iași și noi cu toții am vrut să arătăm cât de frumos este Iașul, cât de frumoasă este cultura, cât de frumoasă este tradiția tuturor etniilor care conviețuiesc în această zonă. Iașul este o capitală culturală și dorim să ajungă o capitală culturală europeană pentru că merită acest lucru și cultura din acest oraș să fie văzută de toată lumea, de toată Europa, pentru că sunt valori inestimabile. Datarea apariției unor grupuri etnice la Iași, cauzele migrării acestora, actele și deciziile administrative privind așezarea acestora în teritoriul orașului sunt doar câteva dintre subiectele intrate prin proiect în atenția cercetării grupului de elită al istoricilor ieșeni. În cadrul acestui proiect am propus o cercetare care să meargă pe două direcții. Pe de o parte, cercetare aplicată, științifică, împreună cu echipa formată din specialiști renumiți în domeniu, de aici din Iași, formați la Școala Ieșeană și cu foarte buni cunoscători acestui oraș. Cercetare care este în curs de finalizare și o a doua direcție merge pe prezentarea publică a rezultatelor cercetării, care a avut loc în cadrul unei serii de conferințe desfășurate în primăvara acestui an.
Prezența unui numeros public la cele 6 conferințe se datorează nu doar interesului strict istoric, ci mai ales dorinței recuperării unor informații corecte privind o grupare etnică sau alta, ori, în alte cazuri, interesul pentru redefinirea apartenenței unuia sau altuia la un arbore genealogic mai puțin cunoscut. Comunitatea armeană din Iași salută intervenția domnilor profesori cu privire la cercetarea istorică pe tema minorităților. Așa am aflat și noi diverse aspecte pe care nu le știam despre minoritatea noastră și ne bucurăm că în continuare proiectul va cuprinde și un festival al minorităților. Sunt încântată pentru că foarte mulți tineri vin la aceste conferințe și sunt foarte dornici să afle cât mai multă informație. În felul acesta noi putem disemina, să zic, toate informațiile care le avem, tot ce avem la îndemână, istoria care e important să nu fie uitată și să fie reactualizată și mai ales în rândul tinerilor. Viața și obiceiurile membrilor comunităților minoritare din Iași, transpusă într-o inedită expoziție. Găzduită de Galeria de Artă La Gard, ieșinii pot admira fotografiile care fac parte din albumele membrilor minorităților. Expoziția intitulată Instantanei Minoritarea se înscrie în seria de manifestări organizate în cadrul proiectului Istoria Minorităților, o abordare cultural-artistică a diversității. Intenția noastră este de a arăta ieșanului care sunt valorile. Această expoziție vine să confirme preocupările noastre în a pune în evidență valorile minorităților. Itinerată pe alte spații de interes public, la primărie și la Palace Mall, expoziția fructificând activitatea 11 artiști ieșeni, între ei și un student de etnie romă, în tabăra estivală de creații de la Ciric, susține, în concepția inițiatorilor de proiect, continuitatea, menținerea în actualitatea interesului public a agendei de activități care, sigur, va culmina cu zilele festivalului. Recurs la eveniment, tabăra de creație de la Ciric. O tabără mai inedită organizată de Uniunea Artiștilor Plastici în 2015, o tabără organizată la Ciric, dar e inedită datorită faptului că tema este alta decât cea care în mod curent se practică în tabere. De obicei ești inspirat de ceea ce se întâmplă la fața locului. De această dată tema este istoria minorităților. Avem o selecție de 10 artiști, în principiu am fost un pic mai mulți, adică avem 11 în tabără, 11 artiști care au lucrat pe această temă timp de 8 zile. Aici, în acest spațiu la Ciric, fiecare a lucrat câte două pânze și nu numai. Istoria minorităților, o abordare cultural-artistică a diversității, ca proiect de largă amploare, beneficiază de susținerea unor parteneri europeni pentru care subiectul este de maximă importanță în propriile țări. Păstrarea și afirmarea identității prin valori autentice apartenenței la o limbă, la o cultură, alta decât a majorității, fiind una dintre componentele menținerii echilibrului necesar într-o perioadă în care globalizarea pare a fi un proces insuficient controlat la nivelul politicilor naționale și nu numai. Un proiect de asemenea anvergură necesită o susținere financiară importantă pe mai departe, pentru ca acumulările de experiență, de interes, să nu devină, la un astfel de nivel, istorie. Dar proiectele depind în primul rând de oameni, de voința și de forța lor de a convinge pe ceilalți.
Perspectiva cercetării este una multidisciplinară. Sigur, în primul rând, dat fiind că membrii echipei sunt istorici, noi mergem pe o abordare istorică, dar niciodată nu ne-am dat în lături în a apela și la instrumentele cercetării altor discipline. Și aici vorbim de antropologie, sociologie, Direcția Istoriei Artei și Arhitecturii, pentru că dinspre aceste categorii etnice avem și o moștenire arhitecturală, avem biserici, catolică, armeană, sinagogă, biserică lipovenească, care merită analizate. De asemenea, chiar spre dimensiuni de folclor, etnografie, dacă tot am amintit de Barbu Lăutaru și muzica specifică. Deci proiectul este unul multidisciplinar. Trebuie să precizăm că este începutul unei cercetări, pentru că punem primele cărămizi pe un domeniu care merită continuat și prin implicarea specialiștilor din aceste domenii, astfel încât această cercetare cred că are viitor și presupune o implicare a acestor specialiști cu rezultate, cred eu, frumoase. O singură sămânță dă rod mai mult, să zic așa, că dacă punem un bob de grâu, câte bobe de grâu luăm dintr-un spic? Mai multe. Dacă punem un bob de păpușoi, câte dă? Foarte multe. Ei, o sămânță dă rod în zecit, dă rod în sutit. Mie îmi place să cred că noi, cei de la Iași, suntem câteva semințe care să dea rod mult mai mult.